Bună dimineața, stimați prieteni, suntem live în cadrul platformei când răspund la întrebările dumneavoastră și temele principale ale săptămânii. O să mă opresc foarte rapid la trei subiecte care le consider importante în această săptămână, după care vă încurajez și da, sunt deja câteva zeci de întrebări la care vă răspund. Cred că întrebarea săptămânii și subiectul săptămânii sunt consultările referitor la referendumul care vrea să-l petreacă Maia Sandu împreună cu Partidul de la Guvernare. În primul rând, noi considerăm și eu consider că aceste consultări este mimarea dialogului cu diferite segmente ale societății moldovenești. Maia Sandu întâi a luat decizia și după aceea încearcă să arate că se consultă și cu alții. De aceea noi am decis să nu mergem la consultările care le-a organizat Maia Sandu și ar fi fost foarte straniu să mergem la aceste consultări atunci când spunem foarte clar că Maia Sandu este un dictator care a uzurpat puterea în Republica Moldova și practic toate instituțiile de stat din Republica Moldova sunt capturate de către regimul Maia Sandu și în aceste condiții să mergem să stăm ca cățelușii și să ascultăm ce spune Maia Sandu. Eu nu vreau să fac nicio aluzie către liderii partidelor politici, fiecare și-a decis care este strategia. L-am văzut acolo și pe domnul primar general, o să vorbesc cu sunt separat despre Consiliul Municipal Chișinău și situația din Chișinău. Fiecare și-a făcut agenda sa. Dar, referitor la referendum, vreau să menționez, sau la această acțiune politică a Maia Sandu, vreau să menționez două lucruri. Primul, caracterul legal. Noi am spus în termeni juridici de ce acest referendum nu poate avea loc. Și mă refer nu doar la faptul că are loc odată cu prezidențiale. Ei vor să modifice Constituția. Iar legislația presupune că atunci când modifici Constituția și o parte de atribuțiile statului, de suverenitate, le dai cuiva, atunci această decizie trebuie să o ia majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Ce mă refer la cedarea suveranității? Integrarea europeană presupune că unele atribuții, funcții ale instituțiilor de stat din Republica Moldova se transmit Comisiei Europene, adică Bruxellesului. Ca exemplu, vedeți ce probleme sunt, de exemplu, Ungaria are cu Bruxelles. Când încearcă să le blocheze finanțările. Ceva similar au avut Polonia până se schimba guvernarea acolo. Vedem și alte state. Păi că prin integrarea europeană, și moldovenii trebuie să înțeleagă că integrarea europeană nu înseamnă că facem europeiski remont în cvartiră. Asta înseamnă că noi luăm o parte din funcțiile statului și le dăm cuiva la Bruxelles. E bine sau e rău, asta decide fiecare. Eu consider că chestia asta este un lucru negativ pentru Republica Moldova. Dar nu putem să dăm aceste funcții care sunt ale statului, ale cetățenilor Republicii Moldova, care deleagă oamenii în conducerea statului, doar cu votul la 17% din populația Republicii Moldova. Pentru că Maia Sandu vrea ca referendumul acesta să aibă loc cu minimum o treime prezență, dintre care jumate să voteze. Adică e vorba de 16% jumate de populație care să voteze. Și evident că în condițiile când avem în afara țării 2 milioane de cetățeni, diaspora, evident că se va găsi 16-17% din 3 milioane și ceva, asta e jur la 500.000 de oameni, care trebuie să voteze pentru acest lucru. Deci e partea legală, transmiterea, cedarea suveranității în favoarea Bruxellesului trebuie să fie aprobată cu majoritatea voturilor. Maia Sandu se teme de acest lucru, pentru că majoritatea cetățenilor nu va accepta. Deci noi și-am propus să boicotăm, să nu participăm la acest referendum. Unii spun că haideți să luăm buletinul și să votăm împotrivă. Nu. Categoric nu. De fapt, sunt trei opțiuni. Particip și votez pentru, particip și votez împotrivă și trei, nu particip în genere. Pe că noi chemăm să nu participăm în genere, pentru că noi în cazul ăsta o să asigurăm prezența, quorumul, unde Maia Sandu o să gestioneze orice rezultat. Aceasta este prima latură acestui referendum. A doilea. De ce totuși Maia Sandu hotărât să facă acest referendum? Situația în țară este una foarte, foarte gravă. În toate domeniile. Cunosc acest lucru pe pielea proprie, toți cetățenii și diferite categorii, agricultori și toate categoriile. Maia Sandu nu are cu ce merge în prezidențial. Maia Sandu înțelege că lumea o urăște și vota împotriva ei. Și politehnologii din curtea domnească s-au gândit, haideți să facem un șretlic.
Cumva să mai amăgim o dată moldovenii. Să le arătăm un morcov, uitați-vă, de fapt e rău omul, da, e fură, distrug țara, vând aeroportul, corupția a crescut. Dar uitați-vă, acolo o să fie mai bine decât o să fie mai sănă. De fapt, referendumul este o încercare de a duce în eroare moldovenii, de a amăgi încă o dată electoratul, în speranță că moldovenii au să uite de problemele care le-a creat Maia Sandu și așa numiți oameni buni și vremuri bune. Dragi moldoveni, stimați concetățeni, eu cred în memoria dumneavoastră. Moldovenii sunt oameni deștepți, înțelepți. Noi tot timpul am putut să facem diferență. Eu cred că dumneavoastră nu o să vă dați din nou amăgiți ca 4 ani în urmă. Și eu sunt fier convins că așa și va fi. Deci încercarea de a spune iară basne, de a promite că amu e rău, dacă cândva o să fie bine, o să dea efect invers. Și eu cred în înțelepciunea poporului moldav, care va da nota respectivă și referendumului și mai Sandu. Al doilea subiect, unul pe de-a dreptul foarte mârșav, aș spune. Asta ceea ce își permite să facă pasul în Consiliul Municipal Chișinău. Situația în Consiliul Municipal Chișinău este una, au fost 2 ședințe, una săptămâna trecută, alta a fost ieri, și în fiecare ședință pas пробивает следующее дно. Кобора тут мой жос, мой жос. А у трансформат Кишинеу, консилий муниципал, форуму легислатив, да, кадурит США, парламенту Кишинеу, анчирк, шоу, куклоун. А за звуком блокал трибуна с тона трекута, дар лачеш, а уважун сакума, ну, они же деградат с политич, под саду, он инвалид, салдя жос, din cărucior să-l pune să târâi prin ședința CMC-ului și să facă din asta show-uri. Celor din pas. Eu nu am alte așteptări de la voi, eu v-am văzut. Eu știu ce reprezentați voi. Cetățenii au avut alte așteptări. Dar eu vă amintesc ce făcea pas în Parlament în decembrie 2020. Grosul. Ștoți alaibă, ștoți absolut. Cu ochii de steclă. Eu nu știu ce a consumat și ce a consumat în NDC. Cum rupeau microfoanele și se băteau cu prezidiumul din Parlamentul Republicii Moldova. Întrebați-l pe Vlad Bătrâncei, să vă povestească. Dar vedeți la televizor. Eu nu aveam alte așteptări de la ei. Eu știam că ei sunt așa. Niște clouni politici. Dar să-și permită acest lucru cu niște invalizi, aici voi chiar ați coborât mai jos decât plintusul. Eu sper foarte mult că cei care curează pasul, pentru că mare parte ei nu fac de capul lor. Iau oameni care îi conduc, care le dau propuneri, indicații, o să înțeleagă că ceea ce face pasul în Consiliul Municipal Chișinău, atunci când dețin toată puterea în Republica Moldova, este un lucru mai jos de orice critică. Și al treilea subiect rapid, pe care vă răspunde la întrebările noastre, sunt coalițiile cu pas. Eu am văzut mesajul domnului Grosu, 2 zile în urmă, în care spune că și-ar dori, înainte de aceasta, doamna Zinaida Popa, cum îi spune, doamna este care face show-uri în CMC, toți într-un glas că, uite, haideți să facem cu socialiștii coaliție în Consiliul Municipal Chișinău. Haideți să explic încă o dată poziția clară, ca să nu fie interpretări. Cineva a spus că, uite, la nivel local i-a făcut. Ce s-a întâmplat la nivel de raioane, socialiștii au fost penalizați, unii au fost dați afară din partid, fără niciun fel de variante. La nivel de raioane au făcut astfel de voturi și comuniștii, și Chicu, și Șor, și Renaștere, și toți au avut aceeași reacție, dat afară din partid. Deci nu încercați să speculați cu la nivel de raioane, nu știu ce. Lucrul ăsta nu se referă la strategia Partidului Socialiștilor și la poziția la nivel național. În Consiliul Municipal Chișinău, repet, noi nu vom face niciun fel de coaliție. Mai ales cu PAS. Eu nu zic că Ion Ciuban e sfânt. Da, confirm că noi cu Ion Ciuban discutăm și avem careva înțelegeri referitor la strategia comună în interesele chișinăuienilor. De ce votăm împreună în Consiliul Municipal?
Atunci când vor fi subiecte legate de Chișinăuieni, vom vota împreună, fără coaliție. Cu toate că nu este simplu. Vă spun sincer, consilierii municipali socialiști nu vor să discute cu Ion Ceban, pentru că Ion Ceban a plecat la socialiști. Și atunci Ion Ceban față de consilieri și față de socialiști în mandatul precedent, într-o doua parte a mandatului, a fost una foarte, foarte neprietenoasă, meacă, găvărea. Dar să te așez cu pas împreună împotriva primarului general, lucrul ăsta categoric nu va fi. Asta este poziția oficială a socialiștilor. Și în general, domnul Gros, ați spuneți că v-am fost în coaliție. Noi am încercat și am votat împreună în 2019, justificat împotriva lui Plahotniuc, anticapturat țară. Și 5-6 luni am avut guvernare comună în anul 2019. Vă amintesc cu ce s-a terminat? Cu nimic bun. Maia Sandu a provocat demisia vrând să-și pună un procuror de buzunar. Asta nu acum doar, uite că nu-i președinte. În 2019 Maia Sandu a plecat din funcție pentru că nu i-a plăcut de Stoianoglu pe care tot el l-a ales prin comisia ei și a vrut să pui alt procuror. Și de ce Maia Sandu a plecat din funcție? Și s-a terminat coaliția cu PAS-ul și cu Năstase în anul 2019. Eu înțeleg că PAS-ul acum se gândește cu cine să fac coaliție pe viitor, pentru că niciodată nu o să iei majoritate. Noi am avut, nu știm ce înseamnă asta. Eu cred că în 2025, la alegerile parlamentare, nimeni nu va vrea să se așeze cu PAS. Pentru că să te așezi cu PAS, asta înseamnă să închizi ochii la fără de legile mandatul de guvernare care el acum l-au. Cum poți să te așezi cu cei care distrug țara? Cum poți să te așezi cu cei care fură acum la aeroport? Eu înțeleg că americanii le caută parteneri de coaliție. Încearcă să-l tutileze pe Ion Ceban, încearcă să-l mărite cu PSD-ul din România, pentru ca să creeze un partener pentru PAS. Încercați. Nu ne băgați pe noi în asta. Noi vom face coaliții cu cetățenii Republicii Moldova. Prioritatea Moldova fără PAS, Moldova fără Maia Sandu. Am menționat și ne menținem pe aceeași poziție. Acum, stimați prieteni, am câteva întrebări la care o să răspund. Иван Мазур, мы как избиратели хотим знать, что именно вы можете предложить стране, какой у вас вектор и какая политическая повестка дня. Господин Мазур, наша повестка дня следующая. Избавить страну от этого режима. Майя Санду и ПАС. Вот это политическая повестка номер один. И для достижения этих целей мы готовы садиться за стол с любыми, повторяю, с любыми политическими партиями, вне зависимости от идеологии. Проевропейские, про какие-то и так далее. С кем мы хотим дружить с точки зрения геополитической? Мы хотим дружить со всеми в интересах, в национальных интересах Республики Молдова. Приоритет – национальный интерес. Я считаю, что национальный интерес Республики Молдова – это иметь стратегическое партнерство с Россией, с Китаем, с Турцией, с Востоком, не только с Западом. Вот это национальный интерес Республики Молдова. Поэтому после прихода социалистов к власти, а это произойдет, мы вернем диалог стратегический со всеми нашими партнерами в интересах, национальных интересах нашей страны. Пунасяра, домну Игорь Николаевич, мы не ее... Nu pot privi misiunea de voastră, sunt la muncă, dar aș dori să vă dau o întrebare. Am citit Partidul PAS, dorește să facă o alianță Muncii Chișinău. Am răspuns la întrebarea aceasta, cineva mi-a dat-o. În ultima perioadă vedem demisii pe bandă rulantă, guvernul PAS, Maia Sandu. Zice că acest este un lucru firesc, dar ne-o ascund credință. Eu cred că oamenii deștepți fug de la Maia Sandu, fug din PAS și lucrul acesta va continua. S-a început demolarea verticalei și nu s-a început acum, s-a început anul trecut, verticale și guvernării PAS. Lucrul acesta este inevitabil. Și cât mai aproape de alegeri, cu atât mai multe demisii și mai mulți oameni care înțeleg ce se întâmplă, vor pleca. Autoritățile intenționează să continue procesul de privatizare a proprietății de stat. Deja sunt discuții despre necesitatea privatizării Motelecom și nu numai. Care este opinia noastră despre aceasta? Foarte bună întrebare, stimați prieteni.
Diferite guvernări pe sfârșit de mandat, aceasta a făcut-o și Plahotniuc înainte de a fugi din țară în 2019, au făcut diferite privatizări. Vă aduc de exemplu, Filip a privatizat Casa Presii. Pot eu să vă spun un lucru nou, apropo, nimeni nu-l atinge pe Filip. Asta e altă întrebare. Și în genere pe oamenii lui Plahotniuc nu-i atinge nimeni. Maia Sandu, privet. Și procurorilor, dumneavoastră care îi controlează Plahotniuc. Și câteva clădiri de sub procuratura generală, câteva cameri de la etajul întâi, tot le-a privatizat atunci, înainte de plecare. Guvernul lui Plahotniuc. Păi cam în stilul acelor guverne, ce vrea să facă Andrei Spânu și Maia Sandu? Vor să mai privatizeze ceea ce mai a rămas. Dar ce a rămas? Mult telecomul? Rețelele electrice? Mai sunt și alte active? Evident că lucrul ăsta este ilegal. Evident că toate aceste lucruri vor fi revăzute. Dar haideți să ne uităm conceptual la ceea ce se întâmplă. Ce face Maia Sandu în parcursul ultimilor ani? Sau de când este în funcție? Ea distruge tot ce a fost creat în secolul trecut. Ea distruge universitățile. Baza universității agrare, terenurile care erau acolo pentru cercetări, le-a distrus, le-a privatizat. Ea distruge spitalele. Spital care sute de ani din centru, de aici, Toma Ciorba, ca să privatizeze terenul. Institutul de Educație Fizică și Sport, școlile, Maia Sandu și curatorii săi vor un popor sărac și prost, needucat. Este vorba clasică. Este mult mai dificil să conduci un popor deștept, înțelept, cărturar. Deci strategic ei distrug tot ce a stat la baza creierii Republicii Moldova, încă din timpul sovietic. Ei sunt lichidatori, lichidatori, terminatori. Că asta-i pas. Pentru că ei nu sunt la țara aceasta. Și ei se conduc după vorba clasicului. Trebuie să fie poporul necărturar, prost și sărat. Și atunci ușor îl duci în distribuție. Fără mari bani, cu televiziunile capturate, cu cenzură, cu sistem de represii, procurori, judecători, ia ca ce vreți să creeze Maia Sandu în Republica Moldova. Și toată aceasta sub sousul integrării europene. Eu cred că nu le va reuși. Încă o dată, eu cred în înțelepciunea poporului moldav. Последние дни все говорят об интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Удалось ли вам его посмотреть? Какие впечатления? Спасибо за вопрос. Да, с утра я посмотрел все 2 часа и несколько минут интервью Путина. Очень интересное интервью. Я, чтобы вы знали, я смотрю интервью всех, и Путина. Вот была и декларация Байдена этой ночью по поводу ситуации в Израиле и войны, которая там происходит. Я смотрю и другие заявления, интервью западных политиков. Ну, если сравнить Путина и западных, некоторых, ну, как говорят там в Одессе, это совсем две разные вещи. Конечно, очень интересное интервью. Я по-прежнему считаю и буду, и не поменяю свою позицию, считаю, что Путин – это историческая личность, которая очень многое сделала для своей страны, для России. Хорошего сделала. Конечно, то, что делает Путин и его политика, будет влиять не только на мировые процессы, но и на судьбу Республики Молдова. В целом, если говорить о политических лидерах, к примеру, я считаю, что один из выдающихся политических лидеров Европейского Союза – это господин Орбан, Виктор Орбан. Я об этом говорил, руководитель, премьер-министр Венгрии. Мы не раз встречались, мы подписали соглашение с Орбаном в 2020 году, в марте, о стратегическом партнерстве с Республикой Молдова. Я считаю великим, величайшим политическим деятелем, это, конечно, Эрдоган. С ним мы подписали стратегическое партнерство в 2018. Пока что еще не было возможности встретиться с руководителем Китая. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность на каком-то периоде времени. Китай – это очень важный партнер. И он должен стать стратегическим партнером. Нужно подписать соглашение с Китаем. Поэтому общаться будем со всеми. А интервью, конечно, смотрел. И я думаю, что неплохое интервью. Очень много интересных вещей. Кристина, o să ne scoată cineva de acolo unde am ajuns acum? Кристина, dacă o să fie Maia Sandu mai departe, o să ne bage mai departe, mai adânc? Dacă o să reușim să o scoatem de la guvernare, noi o să o scoatem.
Atunci vă promit că lucrurile o să fie cu totul altele. Situația o să îmbunătățească. Nu simplu, pentru că, repet, îi distrug absolut tot. Nu simplu. Dar anul acesta este anul schimbărilor în Republica Moldova. Танюша, дорогой Николаевич, это правда, что ПСРМ будет создавать коалиции с этими предателями? Танюшка, Израилевна, давайте на русском языке еще раз объясню. Наш приоритет – это убрать Майю Санду и ПАС из власти. Никаких коалиций не будет. Ни в Кишиневе, ни на национальном уровне. Наша повестка – антипас. И мы готовы сесть за стол переговоров с любыми для того, чтобы добиться этих политических целей. Это принципиальная позиция. В Кишиневе, конечно, у нас были непростые отношения с нынешним мэром. Он был членом нашей команды. Он у меня был советником президента. Но, конечно, с ним, несмотря на то, что, как он себя повел, с ним мне легче разговаривать, чем с ПАС. Хотя есть нюансы. Для нас непонятно до конца, насколько он независим в своих решениях. Его поход вчера-позавчера к Майе Санду на поклон, у меня тоже очень много вопросов. Но это его политическое решение. Но если мы говорим о кишиневцах и об интересах кишиневцев, конечно, мы будем пытаться находить общий язык с Чебаном для того, чтобы решить проблемы Кишинева. Коалиции создавать не будем. Еще раз говорю, непростые отношения. Очень непростые отношения. Но нам нужно выбирать им. У нас ключевой пакет, если можно так сказать. У нас ключевой пакет в муниципальном совете. Вот наши 6 голосов. Если мы голосуем с Чебаном, это большинство. Если мы голосуем с ПАС, это большинство. Поэтому от социалистов в муниципальном совете Кишинева зависит очень много. И я вам обещаю, что мы будем принимать решения в интересах кишиневцев. Только кишиневцев. И не будем создавать коалиции ни с кем. Тем более с ПАС. С Чебаном есть переговоры, но еще раз говорю, там тоже есть вопрос. Непростые, нам до конца непонятно. Нам до конца непонятно, что такое Иван Васильевич. Хотя, еще раз говорю, он нам ближе. Он вышел из нашего гнезда. И с ним, конечно, нам легче разговаривать. Пока что мы говорим с ним только об Кишиневе. Чинем платила мурядика. Игорь Николаевич не спонник внутрибы с парчипом на референдум. Тото дата ной кунашника референдум в авиалокон друзей коллеги для президенциалис. Примешник внутрибы с парчипом не шла президенциалис, а очень вонус Олег. Форте бун интребарь. А точка нос и мерджим зива леджерло, репета со сфи 20 октомбри сау 20 шапли октомбри. Но и с примим, ос не пропоне до бюллетени. Он бюллетен президент лицерий, у него сфи кандидати. Шадоля бюллетен референдум. Поэтому, когда мы идем на лечерь, спомним, что мы берем только бюллетен. Бюллетен для лечерь президенциале. Бюллетен от доли референдум рефузем. Сейчас он семник, но не парчипаем на референдум. Почему парчипаем? Идем на зиву че, но берем только бюллетен, который референдум на лечерь президенциале. Сильвия Мурзак. Добрый день. Почему не принимаете мер в все политики? Простой народ без вас решить ничего не смогут. Спасибо большое за ответ. Сильвия, я уже не раз говорил, что есть два способа поменять кардинальную ситуацию. Демократический через выбор, второй революционный через другие инструменты. Вот согласитесь, второй вариант, хотя бы, скажем честно, ради наших детей, ради наших семей, которые здесь живут, ради и исходя из того, что происходит на Украине и в соседних странах, сейчас для Молдовы неприемлем. Хотя революционная ситуация в Молдове уже создалась. Вот знаете, по классику, по Ленину, верхи не могут, низы не хотят. Так вот, верхи у нас уже не могут. Мы видим эти уходы с должностей, эти скандалы, которые происходят у верхушки, вокруг Майи Санду. А низы уже никак дальше терпеть не могут. Поэтому, конечно, революционная ситуация в Молдове, вот, к сожалению, вот эта нестабильность ведет к тому, что люди все больше и больше недовольны. Но у нас есть демократический путь, возможность изменения ситуации. Это выборы в этом году. В октябре у нас будут выборы. Так давайте выйдем и проголосуем правильно. Против Майи Санду, против ПАС. Даже если у вас разные преференции, там, социалисты или другие, важно голосовать против ПАС и Майи Санду. В первом и, самое важное, во втором туре. Тогда мы ситуацию поменяем.
Дмитрий, способны ли вы заняться нашими службами безопасности, судебными, антикоррупционными реформами, дабы повысить уровень безопасности и комфорта страны? Дмитрий, вопрос очень правильный. Давайте скажем честно, для этого нужно взять власть в стране. Ну, как по-другому это все поменяем? Для того, чтобы искоренить все, что они создали, вот эту гнилую систему правосудия со всеми ветингами, приветингами, вот эту систему, которая насквозь уже прогнила НПОшниками, соросятами, для этого нужно иметь стабильную вертикаль власти и менять ситуацию. Я выскажу свое мнение, меня будут критиковать. У нас нету государственных институтов в Республике Молдова. У нас нету государства, кроме чем на бумаге. Все решения принимают не молдавские институты власти, а их кураторы, либо напрямую получают приказы руководители Запада, либо через НПОшников, которые сейчас находятся во всех государственных институтах. О какой независимости, о каком национальном интересе можно говорить в этой ситуации? Конечно, его нет. Это все нужно менять. Я сейчас не говорю просто по принципу, как в России, иноагенты все и так далее, хотя они правильно сделали. Мы должны взять законы Венгрии, Орбана. И они сделали то же самое. Фонд Сороса не работает в Венгрии. Они их выгнали. Они не позволяют НПОшникам заниматься политикой и вмешиваться в внутреннюю политику. Вот нужно взять законы Орбана, Европейский Союз, да? И принять все в Республике Молдова. Я сторонник вот такого подхода. И тогда будет проще. Проще, чтобы институты власти работали на Молдову, на национальный интерес. Уважаемые друзья, стима спретин, мой сын Кариван Требер, дар йокретки сучен, мой сын Шпентру, дата витуаре, его урезал тот санатати, сук чесы, куда у меня жуто, ши, все будет хорошо, победа будет за нами, прорвемся на зло врага, мы сумеем.